se vede totul. Foarte genial. Am așa le rău. Te amenajate, ce mai avem? Am ajuns la plajă, mamă! E pană, pană! Lăsați-vă purtați de vânt. Astăzi este prima zi în Uluatu, am schimbat cazarea, deja am luat micul dejun și urmează să vizităm două plaje celebre de aici. Iar apoi nu știu ce o să face, pentru că avem câteva activități, dar în Uluatu și partea de sud în general nu sunt prea multe. Aici se bazează mai mult pe cluburi și pe baruri și pe party-uri nebunite. Astea nu e chiar genul nostru. Da. Noi vrem să explorăm, să fie natură, sălbăticie, nu cluburi și fițe. Și fițe și figuri. Ne-am închiriat deja scooterul și haide să vedem ce zi ne așteaptă astăzi. Da. Acum completăm datele pentru scooter și pornim la drum. Asta e mai mare, trebuie să avem grijă. E puțin mai mare, nu e de la... Se vede și la scaun și nu mai e ăla, cum îi ziceai tu... Nu e Vario, e Lexi. Da, e Lexi. Și nu-mi place casca deloc, uitați puțin cum arată. Și nu are nici din aia vizetă pentru vânt și ploaie și... Nu, chiar nu-mi place casca deloc. De data asta nu am închiriat de la vilă scooterul pentru că aveau scutere, dar deja erau luate de alții și a trebuit să închiriem de la... Ia să vedem cum se numește. Uite, Uluatu Rental 1. A, uite, ai și Fast Boat. Hai să mergem, că e târziu deja și făcut, vin niște norișori. Am făcut poze și chestii ca, în mașina, ca la mașina din Dubai. Da. Haideți că nu știm cum se deschide scăunelul ăsta. Ca să ne punem și noi ghiozdanul. Dar aparent nici domnul nu știe. Se chinuie de ceva timp. Nu știu de ce am eu un... un presentiment prost cu scuterul ăsta. Și după doar 10 minute am și ajuns la plaja asta. Deși în poze am văzut că este destul de pustie, cred că am 30 de scutere în față. E super. Din păcate, dar sperăm totuși să nu fie aglomerat, pentru că până la urmă e o plajă și plaja înseamnă că este mare. Așa. Ce mișto este extensia asta a scuterului pentru a-ți ține placa. De la zona de parcare deja, iară scări. Cu ce valuri sunt? Wow! Doamne, dar cât de frumos se vede totul! Mamă, ce valuri mișto sunt! Curată ea, eu văd jos de aici. Cum zicea Dia când era mică? Cum zicea? V-a făcut baia cu cei șampon în apă? Am întrebat-o pe mama, cine a pus șampon în mare? Că vedeam atâtea valuri. Is this far away to the beach? 15 minutes? But it's not so slippery, it's so low. Ah, it's fine. Ah, okay. Thank you, have a nice day. Deci cam 15 minute până jos. Tot pe aici. Nu, baby? Se aud valurile atât de mișto. Și suntem foarte sus. Deci că avem de coborât vreo 15, cam așa 10-15 minute din punctul ăsta. O să fie genial. E bine la cu... Da, e bine că e umbră măcar, că sunt mai copaci peste tot crescuți, nu-i deloc soare, cel puțin aici. Da, deci partea de sud e paradisul surferilor, dacă practicați sportul ăsta, aici e genial. O să stăm o dată pe o plajă să ne uităm la oameni cum fac surf, să-i filmăm, o să fie chiar foarte mișto. Exact, n-am văzut. Am făcut noi, de fapt, în water park-ul ăla, nu mai știu care. Era o tentativă așa, dar tot era ceva. Ne revedem mai târziu. Ce mai târziu? Ce dolor chiar. Mamă, se vede și pe cameră. Top. Deci nu mai sunt peste tot trepte amenajate, ci mai avem zone din astea. Dar totuși, veniți la fel, aici. Ofrande peste tot. Veniți aici ca să vă obișnuiți cu terenul de la T-Rex Beach. Da, asta e încălzirea pentru T-Rex Beach din Nusa Penida, care nici nu se compară cu asta, asta e floarea la urechi. Uitați puțin, priveliște. Hai, bebe, că-mi place și Uluatu până la urmă. Haide, bebe, că ai terminat ieri cu cascadele. Da. Și ai dat de plajă acum. Nu e așa rol, nu știi că cobor la plajă. E chiar ok. Ce vorbești, că traseul ăsta, da, mă rog, este... Da, mă rog, eu sunt flashcă, dar... Este mult mai greu decât toate cascadele pe care le-am făcut noi în vacanța asta. E mult de coborât, dar nu aici, nu e așa abrupt. Sunt chestii bruște, așa să zic,
înclinate, n-ai scări peste tot, dar nu e chiar așa de rău, adică ai mult mai mult de coborât, dar nu e așa rău. E chiar ok. E ok, numai că ok-ul ăsta dacă ține 15 minute, da, dar nu... și noi dacă am transpirat la coborât, exact, îmi dau seama cum o să fie la urcat. Nu vreau să mă apropii și mai mult, ca să nu... ca să nu fie agresive cu noi, dar aici sunt și mai maimuțe. E dat pe foarte mare zoom, de aia se vede calitatea asta proastă. Stai acolo! Da, e bine să nu te uiți la ele. Au ele treabă cu tine dacă... Am ajuns la plajă, mamă! Mamă, ce valuri sunt! Și parca? Unde? LOL! Și noi tocmai am realizat că nu ne-am luat prosop la noi. Doamne, cât de frumos e! Și după cum vedeți, nu e aglomerat. Cât de mișto! Hai că e superbă! Și nisipul e atât de fin. Mi se pare că se aseamnă foarte mult cu cea din Nusa Penida, de la Diamond Beach. Ca și culoare și nisip. Ce vibe așa, nu? Da, da. Ce să avem? Pentru mine e cea mai frumoasă plajă. Cum se vede în fața muntele ăsta verde și aici apa și cu valurile astea. Și mai mutici. Da, e cea mai frumoasă plajă. Doamne, deci e genial. Noi am venit la plajă ca să facem poză aici, mă rog, niște filmulețe cu drona, dar o să ne bucurăm și de plajă, pentru că arată genial. Sunt niște valuri și nici măcar nu e flux, ca să spui că sunt valurile alea mari, mari. Deci chiar foarte mișto. E top rău. Așa arată și epava asta, mă rog, capul ăsta de epavă, fost colorat de toate. Chiar e foarte interesant. Cu drona o să vadă mult mai bine. Traseul este într-adevăr destul de dificil. Am coborât 15 minute la urca, cred că o să fie jale. Curenții sunt foarte puternici și farurile sunt mult prea mari ca să intre. N-am văzut pe nimeni intrat în apă și am tras și câteva cadre cu drona și la fel n-am văzut pe nimeni să intre în apă. Și sunt foarte multe pietre. Da, aduceți-vă papuși de apă, neapărat. Da, și apă. Și papuși de apă și apă, că e... De fapt, papuci de apă îi luați peste tot, peste, după voi imagini. Da. Aveți câteva locuri amenajate unde puteți face plajă. Vă mai trebuie neapărat cremă de protecție pentru că soarele te arde foarte, foarte tare. Plaja este relativ goală, sunt foarte puțini oameni aici. Și este superbă. Hai să dăm și o notă. La 3, 2, 3 și 9. 10. Că i-am dat 11 pentru val, gen. 9 pentru 8 pentru dificultate, vreo 10 pentru așa, nu, de media, 29 cât. Eu i-am dat nota 9 din cauza traseului care este dificil. Și e nașpa că nu poți să faci, să faci plajă. Și azi, pentru că nu poți să intri în apă. Așa, în rest, să intri în apă. Ca view este superb. Da, e de genial. Nota 100. Dar ca dificultate și pentru că mori de cal și totuși nu poți să te recorești în apă, e nașpa. Hai, ne vedem sus. Mă, jale rău. Mă credă că la orice cascadă la care am fost până acum și tot. Și că intru la meciul de box acum. E bun rău ăsta de tot. Să vă luați neapărat de asta. Trebuie neapărat. A fost foarte greu. Deci pregătiți-vă bine, că e jaler. Nu e greu traseul în sine, ci e foarte, foarte lung. Și este extrem de cald și te rupe
Am vrut să mergem tot la o plajă acum, la Green Ball, care am înțeles că e tot în sensul acesta și nu mai mergem, pentru că nu mai putem. Mergem la alta. La Waterblow mergem acum. Eu nu știu ce e aia, n-am văzut nici imagine, nici nimic, dar merg pe mâna lui. Mergem acolo, oricum mai puțin se înserează, e foarte bine. Ne vedem de acolo, cred, nu? Da. Vă pupăm. În cazul în care rămâneți fără benzină și nu găsiți o benzinărie din aia oficială, ce că sunt drăguți! E bișon! Așa. Sunt foarte mulți localnici care te ajută cu alimentarea și așa arată. Sau, oricum asta încă este din aia înstilată, au niște sticle Pertamina din asta, așa se numește benzina la ei și este de două tipuri, Pertamax sau Pertalight, da, așa sunt, Pertamax sau Pertalight și îți pun din sticle direct aici în rezervor. Cătălina are pantaloni uzi. Hai că avem un noroc cu scuterele. Asta chiar îmi plăcea acum, pentru că având spațiul ăsta mult mai mare era mai comod. Dar acum când mergeam am început să simțim unele trepidații din partea din față a roții. Ne-am uitat pe ea, nu are nicio gârmă, nimic. Dar am venit totuși la un service ca să fim siguri. Și Doamne ajută să nu fie nimic, ca să ne putem continua drumul când toată se noptează. Aici se face noapte mult mai devreme, la ora 6 și jumătate, cam așa. Deja este întuneric, nu mai ai ce să faci. Acum este ora 5 și așa arată. În drumul nostru spre următorul obiectiv, am intrat deja în altă zonă, în Nusa Dua. Și se vede, ia, uite și scrie, welcome to Nusa Dua. Este o stație, e cumva mai mult pentru stațiune, parcă sunt numai resorturi. E complet altceva. Waterblow. Hello. Okay, thank you. Thank you. După cum vedeți, toată lumea este foarte friendly și polițiștii sunt foarte zâmbitori. Deci aici deja totul arată altfel. Se vede că este totul amenajat, totul este mult mai îngrijit. Chiar te simți ca în stațiune, ca în resort, parcă nu mai ești în Bali. Deci dacă vă place mai mult luxul și partea de relaxare, Nusa Dua este pentru voi. Dacă vreți partea de explorare, okay. Trage pe stânga. Auzi că încolo. Nu, hai să vedem ce e, dar ne-a arătat la roata din spate. Păi da. Oprește puțin. Asta ți-a arătat, e tire. Ți-am zis că e... A, e pană. Eu ți-am zis că poate e la spate. Yeah. Hai că am făcut și pană. De asta se simțeau și trepidațiile, apare numai că noi simțeam din față. Ne-am tot uitat la roata din față și aparent era roata din spate. Yay! Aventura, strigațiura, continuă. Oricum, hai să ne bucurăm puțin de peisaj. Uitați ce frumos e aici. Noi în octombrie am stat 4 zile și în Nusa Dua. Am stat mai mult la un resort. A fost foarte frumos resortul. Se numește Grand Hyatt Bali. Condițiile foarte mișto, mâncarea excelentă. Doar că acolo a fost doar parte de relaxare, nu parte de explorare și nu aș mai vrea, eu vreau să explorez. E bine că am găsit și un service destul de repede într-un kilometru și sperăm să nu pierdem foarte mult timp aici, acum am săturat să avem probleme cu scuterul. Ba cu frâna, ba cu pana, ba că a intrat la noi. Suntem descurcăreți. Mamă, ce rog, ești la față după ziua asta de plajă. Da, din roșii trău. Mă arde fața. 15 minute mai târziu am terminat și aici. Thank you! Bye! Ne-a costat 25 de lei și bine că am reușit. Acum să mergem repede către destinația noastră, că se înoptează. Au! Mi s-a pus piciorul. Da. Bye! Oamenii aici sunt foarte drăguți. Vezi că vine mașina de față. E foarte ciudat pentru că aici se conduce pe partea stângă, până te obișnuiești puțin. Altceva. Merge mai bine, da. Nu știu ce mai prindem noi, ce lumină o să mai fie acolo, dar încercăm. Am parcat și scuterașul și suntem ca într-un fel de
nu știu, de resort sau ceva. Este totul foarte, foarte bine amenajat. Și foarte curat. Este securitate peste tot. Nu știu unde mă duce dragul meu soț. Vedem. Să vedem unde ajungem. Oh, ce frumos e. Stați afară și vouă. Ce frumos se vede. Aaaa, n-ai voie cu dron aici. Nu-i nimic. Ia uite. Dron tan paizin. Cred că dron nou. Hai, nu dron. Pe aici? Da, da. Astea sunt și prețurile, costă 8 lei de persoană. Doar că doamna de aici ne-a spus că astăzi nu prea sunt valuri mari. Dacă tot până am ajuns până aici, am zis că hai să încercăm să vedem ce este. Și dacă nu o să fie, o să venim în altă zi. Nu e problemă că suntem destul de aproape de la cazare până aici. Este zona și în mod normal aici sunt valuri imense și apa ajunge așa până încoace. Am ajuns din nou la water blow. Cu speranța că de data asta vom avea water blow. A doua și ultima încercare. Uite, că au sărit și în partea aia, se văd. E a doua oară când deja sărit în partea aia, poate mai bine mergem acolo. Uite că o sar în față, parcă am văzut. Uite, așa și acolo. Hai că poate prinde ceva. Că oricum, dar nu, nici nu-i vânt, că asta era mult mai tare vântul, că mi era cu drona să nu... Da. Uite acolo, parcă. Nu am fost norocoși nici astăzi, dar... Hai că rezolvăm noi. Ne-am oricum uitat. Este foarte senin, uite cum se văd încolo. Da. Dar nu e, oricum nu e încă high tide-ul, la ora 2 era. Mai este încă de vreme. Vedem ce și cum. Hai să... Pune la lungul. No problem, no problem. Catastrofă. Bravo. Vrei să mergem în partea aia? Hai că apa de obicei vă că ajunge până aici, deci apa a ajuns până sunt aici valuri. Și recent. Toate alea de acolo sunt ude. Exact, pietrele sunt ude. Uite câtă apă e în partea asta, ar trebui tot. Ar trebui să prindem și noi ceva, zic. Hai, măcar un val. Măcar unul. Am venit din punctul ăsta ca să filmăm exact procesul. Și acum sperăm să nu vină un val de la mare aici, în partea asta unde suntem noi. Să ne facă flash că și telefonul și tot. Mamă, ce mișto e. Ia, dă-te mai așa. Mi-e frică. Mamă, ce... Învolburată e aici și nici măcar n-a sărit atât de tare. Îmi dau seama cum e în momentul în care sare 10 metri în aer. Da, ce frumos se vede turcoazul ăsta. Parcă e mozaic din ăla, știi? Acum urmează valul, cred că. Ți mă, că mi-e frică. Ia acum. Wow! Mamă, ce se învolburează! S-a spart în ăla, în mijloc. Nu, a? Aoleu! Wow! Doamne, de ce vârtej! Deci dacă ai căzut aici, n-ai nicio șansă de supraviețuire. Iar acolo parcă e cascadă cum curge. Mamă! Clar nu mai scop una. Chiar e genial, deci se vede... Da, da, eu stau cu emoții să nu ne lovească pe noi aici. Da, e, da, cred că vine așa pe aici, știi, adică... Ești cam pe margine acolo, mai degrabă stai în partea aia, ești mai ferit. Da, aici, dacă ceva te duci direct. Văd mai bine aici. Nu, bebe, du-te acolo. Aici stau. Nu. Ba da. Serios, nu e bine aici. Dar nu o să ne lovească nimic. De unde știi? Da, e răcoritoare, după cum vedeți, sunt foarte ieftine. Sunt 15.000 de rupii, adică asta înseamnă 5 lei. Eu o să-mi iau un Thai tea și că tot să-și iau un squash cu lămâiță. Sunt curios ce e, adică nu... Dar mie îmi place cum arată furgoneta asta, e
nu știu. E așa parcă stil american. Dacă tot n-am avut noroc cu valuri mari, ne-am oprit pe plaja asta puțin. Ideea este că noi anul trecut am stat fix acolo, unde sunt și steculețele alea de rezolvul ăsta de care vă ziceam, Grand Hyatt. Și noi n-am știut că avem punctul ăla lângă noi, că am fi venit zilnic, am fi văzut că sunt valuri și puteam să primim niște valuri ca lumea. Și acum ne-am oprit pe aici, prin laștina asta, să vedem dacă găsim niște scuicuțe sau ceva, dacă tot este reflux. În drumul nostru spre casă am dat și de un KFC și am zis să încercăm și noi KFC-ul de aici din Indonezia, să vedem cum e. Am mâncat în Doha și ne-a rupt. Era foarte picant. Eu am fost ok, dar pe el l-a rupt la stomacel. Am ajuns și acasă. Pe toată farfuria asta am dat 26 de lei. Și urmează acum să ne punem la piscină aici să mâncăm, să facem o băiță, apoi un duș și apoi ne băgăm la nani. Sperăm că v-a plăcut și acest vlog. Să nu uitați să dați like, com, subscribe, tot ce vreți, share, foarte important, share. Să facem multe vizualizări acolo, că e mișto rău tot în Bali. Doamne ajută și poftă bună, ce zic. Noapte bună tuturor! Dansul și este fix pe stâncă. Sunt foarte, foarte mulți surferi aici și se îmbolnăvesc. Stat la cos degeaba. Sonia i-a furat papucul. Mergem către Uluwatu Temple. Nu mai pot. Iar avem pană.